Pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022, dă asigurări ministrul Muncii, dar pentru moment nu a știut ministrul să spună și cu cât. Lucrăm pe scenarii de creștere între 6 și 12%, a explicat Raluca Turcan în exclusivitate la Antena 3. Avem totuși o certitudine: de la 1 ianuarie, alocațiile copiilor vor fi majorate cu 20%. Legea spune că trebuie acordată compensarea 100% cu rata inflației. Și legea spune maxim 50% din creșterea din rata de creștere a câștigului salarial mediu brut, însă noi în programul de guvernare am spus să fie minim 50% din rata de creștere a câștigului salarial mediu brut. Și cu toate aceste calcule, cât ceea ce înseamnă că pensiile pot fi indexate și ne dorim să fie indexate de la începutul anului viitor cu minim 6%. Însă, noi la Ministerul Muncii avem simulări și de 6%, dar avem simulări și pentru 6% și pentru 7%, până pe la 12%, chiar dacă n-am avut bani atunci pentru dublarea alocației, să facem un calendar, o eșalonare de majorare a alocației și în momentul în care am venit ministru, am crescut de la 1 ianuarie 2021 alocațiile cu 20% și de la 1 ianuarie 2022 alocațiile vor fi majorate cu 20%.